Salut! Eu sunt Raisa și astăzi o să discutăm despre creatori mitologice din folclorul românesc, așa cum ați decis la mine pe Instagram. Dacă vreți să vedeți mai multe subiecte sau să votați mai multe subiecte la mine pe canal, intrați la mine pe Instagram, dați-mi un follow și acolo, la colorile săptămânale, puteți vota ce subiecte doriți. Așadar, ce creaturi ascunde folclorul românesc și care este semnificația legendelor? Joimărița este o făptură care apare într-o legendă provenind din județul Argeș. Conform legendei, Joimărița înfățișează o femeie bătrână, foarte urâtă, cu părul vâlvoi și un zâmbet malefic. Poporul crede că Joimărița venea în Joia Mare să zdrobească degetele și mâinile fetelor pe care le prindea cu cânepa netoarsă. Legenda Joimăriței spune așa: în noaptea de joi mari, când venea Joimărița, toți ședeau în casă de frica ei, cu ușile închise și mânjite cu usturoi. O fată mai avea un fuior nelucrat în pod. Joimărița a știut și a intrat în pod, căutând fuiorul până când l-a găsit. Apoi a intrat în casă, prin ușile mânjite cu usturoi, și nu a lăsat fata în pace până nu i-a ciopărțit mâinile. Crasnicul este o creatură rezultată din contopirea unei femei cu diavolul. Acesta este un mic drăgușor cu aspect de purcel. El stă în pântecul mamei 11 luni, iar credința spune că odată ce se naște, trebuie înfășurat de către moaș în multe cearșafuri și ucis de către rudele sale cu ciomagul sau ars de viu. Dacă acest lucru nu este îndeplinit, legenda spune că făptura, după naștere, se va repezi asupra celor din casă și în special asupra rudelor, îi va mușca și omorâ, după care va căuta să se adăpostească în locul în care a fost zămislit. În popor se spune că pentru a împiedica creșterea crasnicului, femeile bătrâne trebuie să stea cu soba aprinsă și după ce acesta se naște, să îl arunce în foc. În folclorul românesc, ghelele sunt un fel de spirite femeiești care umblă noaptea rusalilor căutând să danseze în păduri sau în jurul lacurilor. Mulți spun că ele au o putere covârșitoare și că nu e bine să le privești, deoarece oamenii care le văd dansând vor orbi. Se crede că ele sunt fiicele lui Rusalim împărat și că urăsc pe creștini pentru că aceștia sunt supuși doar tatălui și nu lor. În folclorul românesc găsim nenumărate leacuri împotriva răului provocat de ele, unul dintre acestea fiind afumarea părului cu flori de liliac. Alții spun că elele ar fi fiicele nemuritoare ale lui Alexandru Macedon și că nu e bine să le rostești numele deoarece vei fi blestemat. În zona Bucovinei se crede că sorbul este o vietate care trăiește în ape. El este acoperit de solzi și se aseamănă cu peștii. Oamenii cred că acesta neacă pe cei ce îi găsește pe malurile apei. O legendă faimoasă din această zonă spune că, în anul 1907, un sorb ar fi necat o femeie și o copilă, care spălau lână în coșarcă lângă un iaz. Sătenii au dat apoi drumul iazului și au găsit pe cele două necate, dar și pe sorb pe care l-au împușcat. Un alt fel de sorb este sorbul mărilor, o creatură mai puțin periculoasă decât sorbul obișnuit. Legenda spune că Dumnezeu îi trimite să adune apa, căci, dacă nu ar face acest lucru, apa s-ar înmulți atât de tare încât ar năpădi pe fața pământului și ar râneca pe toată lumea. Oamenii cred că locuința sorbului este acolo unde se adună toate apele din lume. Credința populară spune că halele sunt niște spirite care, dacă intră în om, îi provoacă epilepsie. Se crede că halele sunt la fel ca vâlvele, umblă noaptea la miezul nopții pe dealuri. Ca să le înduplece, copiii aprind un fel de jertfă seara când e lună nouă. Focul este făcut din crenguțe de tamariscă. Pe câmpuri, dacă întâlnesc turme de oi, le vatămă, de aceea ciobanii la Sfântul Gheorghe își afumă oile cu leuștean, pelin, scaiete mare și frunze de salce cu mățișoare. Legenda spune că fumul acestor plante este atât de puternic încât alungă halele cu mirosul lui neobișnuit. Legenda spune că cel din baltă este un diavol care trăiește în apă și care se află acolo de pe vremea când Dumnezeu a aruncat din cer toți demonii răzvrătiți. Oamenii spun că ei își au locuințele pe fundul apelor, unde își aprind focuri care nu se sting în apă ca ale noastre. Acest diavol îneacă oamenii care înoată, strângându-i de picioare. În mod obișnuit, cel din baltă nu-și arată forma fizică, însă pentru a înșela oamenii, ia forma celor înecați prin acele locuri.
În județul Bacău se crede că odată ce le-a intrat apă în urechi copiilor, aceștia trebuie să o scoată numai decât, deoarece dacă nu fac asta, vor fi blestemați. Samca, denumită și aripa satanei, este un spirit ce chinuie femeile în ceasul nașterii, omorându-le câteodată. Pe copiii de curând născuți, dacă nu au murit atunci când spiritul le chinuia mamele, îi omoară sau îi îmbolnăvește de răutatea copiilor. Samca nu poate să intre în casele care au scrise toate numele ei. Oamenii cred că Samca a fost legată de însuși Arhanghelul Mihail, deoarece voia să meargă la Maica Domnului când aceasta îi dădea naștere lui Hristos. În Bucovina, femeile păstrau la ele o rugăciune a Arhanghelului Mihail odată ce rămâneau însărcinate și până ce nășteau, ca să le apere de Samca. Această rugăciune trebuia să fie scrisă de către un bătrân, asupra căruia Samca nu avea nicio putere. Legenda spune că în mare se află un soi de pești, pe jumătate femei, care stau ascunse 6 zile pe săptămână, când marea se frământă, iar sâmbăta, când marea se odihnește, ies la suprafață. În locul în care acestea ies la suprafață, se spune că se formează dânci colorate, iar ele încep să cânte foarte frumos. Se crede că majoritatea cântecelor populare vin de la ele, însă doar oamenii buni la suflet le pot auzi. De asemenea, se spune că marinarii care le aud cântecele adorm și se neacă. Aceste femei pești ies primăvara pe malul mării, jucându-se cu mărgelele apelor, scăpând câteva pe plajă. Pe acestea le găsesc oamenii și le numesc perlele apelor. Mulți spun că femeile pești erau atât de mari încât nu puteau fi urnite nici cu 100 de boi. Acest mit se regăsește și la civilizațiile vestice și le reprezintă pe prea bine cunoscutele sirene. Strigoii sunt în mitologia românească sufletele rele ale morților, despre care se crede că ar ieși noaptea din mormânt și s-ar transforma într-un animal sau într-o apariție fantomatică pentru a pricinui rele celor vii. Tudor Pamfile îi denumește ca strigoi, pentru feminin strigoaică, moroi, care este o denumire ce se regăsește în special în Ardeal sau în Oltenia, sau vidmă, o denumire care se regăsește în Bucovina. Strigoiul se naște ca orice copil, dar are în schimb un semn distinct, o chitie sau o căciuliță pe piele. Un astfel de copil este născut de o femeie care, fiind însărcinată, bea apă necurată amestecate cu semne diavolești sau când o astfel de femeie iese noaptea afară cu capul gol. Atunci diavolul vine și pune pe cap o chitie roșie, precum a sa. Pentru a preîntâmpina transformarea copilului în strigoi, chitia trebuie îndepărtată de pe capul copilului cât mai repede, deci altfel se zice că copilul o trage și o înghite, transformându-se el în strigoi. Se spune că strigoiul este chel în creștetul capului. El nu mănâncă usturoi și ceapă, se ferește de tămâie, iar înspre sărbătoarea de Sfântul Andrei doarme afară. Șira spinării îi este prelungită în formă de coadă acoperită cu păr. Se pot transforma în strigoi copiii care mor nebotezați, morții care în timpul vieții au făcut multe rele, cei care mor de o moarte grabnică, spânzurați, înecați, împușcați, bolnavii care în timpul convalescenței rămâne supravegheați și trece peste ei o pisică, sau morții nepăziți, peste care au trecut pisici, câini, șoareci, găini sau orice altă pasăre. De aici provine datina de a păzi mortul când este în casă. Legendele spun că există strigoi vii și strigoi morți. Când este lună nouă, strigoii ies din morminte și încep să danseze sau să facă tot felul de răutăți. Noaptea lor este aceea de Sfântul Andrei în 30 noiembrie. Oamenii au crezut timp de secole că strigoii iau laptele de la vaci, iau mâna grâului, puterea oamenilor, opresc ploile, aduc grindină și aduc moartea printre oameni și printre vite. De Sfântul Gheorghe, flăcăii udă fetele, pentru ca acestea să nu aibă de suferit de pe urma strigoaicelor, dar și pentru a nu se transforma în aceste făpturi. Pentru omorârea acestora, se caută mormântul celui presupus a fi strigoi și se citește rânduiala de către preoți, îi se bate în inimă un par de stejar de tisă sau de frasin. Se înțeapă cu un cui sau un cuțit pentru a rămâne legat de sicriu și a nu putea ieși pentru a face răutăți. În anul 2002, în comuna Dobrun din județul Olt, o familie și-a dezgropat mortul, i-a scos inima, au ars-o și i-au băut cenușa. Iar la sfârșitul anului 2003, niște săteni din Marotinul de Sus au comis aceleași acțiuni ca și cei din comuna Dobrun, doar că cenușa inimii arse a dat-o unei fete care se credea că este bântuită de acel strigoi, iar acea fată a băut-o. Muma pădurii sau surata din pădure are înfățișarea unei femei bătrâne foarte urâte, înaltă și cu păr lung până la pământ, care tot
întotdeauna bocește prin pădure. Uneori se întruchipează ca o călugăriță cu părul despletit. Alteori apare ca jumătate femeie și jumătate bărbat, jumătate om și jumătate lemn, dar își poate lua orice înfățișare, cum, de pildă, ar fi cea unui copac cu multe crengi. După unele povești, se pare că are o statură foarte mare, că poate dormi împrejurul focului în pădure, iar în copii poate să ascundă teama. Prința Rahatsegului se crede că dacă duci acasă tufa mumei pădurii și o aprinzi, aceasta îți va cauza doar necazuri și în final îți va arde casa. Se spune că nu e bine să intri în păduri fără să îi ceri acordul mumei pădurii sau aceasta se va supăra și nu vei mai ieși viu din acele păduri. Se spune că fii ei dorm, deoarece ea fură somnul oamenilor și îl dă copiilor săi, deoarece ea numai foarte rare ori poate să stea pe acasă. Dacă nu le-ar aduce somn străin, acești copii ar fi nesuferiți. Se spune că odată au fost atât de răi încât muma pădurii i-a blestemat și i-a prefăcut în insectele veninoase care se numesc viespi negri. Prin unele părți din Bucovina, se crede că mama pădurii este o femeie foarte frumoasă, având darul de a lua orice altă înfățișare. Ea locuiește în cele mai întunecate miezuri de codru, unde își are și burdeiul sau stă prin scorburi de copaci. Acesta a fost clipul meu despre creaturi mitologice din folclorul românesc. Stați cu ochii pe mine pentru alte clipuri și ne revedem în curând!